Numele său nu mai are nevoie de nicio prezentare. O adorăm, i-am urmărit mulți ani parcursul profesional și personal uimitor. Are peste 13 milioane de albume vândute pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, respectiv 118 milioane de discuri vândute în întreaga lume, la care se pot adăuga cele 60 de milioane alături de Destiny's Child și este unul dintre artiștii cu cele mai mari vânzări din toate timpurile. Bună, sunt Irena, instructor de tehnică vocală la Music Tech School și după cum ți-ai dat seama, astăzi vom vorbi despre Beyoncé. Fă-te comod pe canapea pentru că va fi un video lung cu multe informații interesante și curiozități. Să începem! Music Tech School. Beyoncé Giselle Knowles-Carter, cântăreață, compozitoare și actriță americană, s-a născut pe 4 septembrie 1981 în Houston, Texas, părinții săi fiind Matthew și Tina Knowles. Tânăra a fost educată la școala primară Sfânta Maria din Texas, unde a început să studieze balet și jazz. În ciuda timidității sale, ea s-a arătat interesată de muzică și de interpretare, începând să participe la diverse concursuri locale. După câteva momente petrecute pe scenă, artista și-a învins temerile, realizând faptul că își dorește o carieră în muzică. La vârsta de 7 ani, mica Beyoncé a participat la o competiție muzicală locală interpretând piesa Imagine a cântărețului englez John Lennon, competiție pe care a și câștigat-o grație interpretării deosebite. În toamna anului 1990, Beyoncé a fost înscrisă la școala primară Parker, o instituție cu specific muzical din Houston, unde a beneficiat de multiple reprezentații pe scenă alături de corul școlii. În scurt timp, aceasta s-a înscris la Liceul de Interpretare și Arte Vizuale din Houston. De asemenea, un aport important în formarea sa ca artist l-au constituit numeroasele concerte în compania corului bisericii de care aparținea. La vârsta de 8 ani, a cunoscut-o pe Latavia Robertson, alături de care au făcut parte din trupa Girl's Time, ulterior alăturându-se și Kelly Rowland. Datorită lui Beyoncé și lui Kelly, formația a crescut în materie de popularitate, atrăgând atenția compozitorului Arne Fragner, care le-a invitat în studioul de înregistrări The Plant Recording Studios. În timpul sesiunii de înregistrări, Fragner s-a concentrat pe Beyoncé, întrucât el considera că vocea și personalitatea ei sunt potrivite pentru a propulsa grupul spre notorietate. Compozitorul a înscris formația la spectacolul muzical Star Search, una dintre cele mai cunoscute și apreciate emisiuni descoperitoare de noi talente muzicale. Din păcate, Girl's Time nu a câștigat concursul și din cauza acestui insucces, tatăl artistei a decis să se ocupe personal de grup. El a demisionat din slujba pe care o deținea pentru a se ocupa de impresarierea formației. În anul 1993, Girl's Time a semnat un contract cu casa de discuri Elektra Records, dar grupul a fost abandonat în același an fără a lansa vreun produs discografic. 4 ani mai târziu, în anul 1997, Girl's Time a semnat un contract cu casa de producție Columbia Records, care o impresariază până în prezent pe Beyoncé. Primul pas spre notorietate a fost schimbarea numelui din Girl's Time în Destiny's Child și înregistrarea piesei Killing Time, ce a fost folosită ulterior pe coloana sonoră a filmului Man in Black. Un an mai târziu, în 1998, grupul și-a lansat primul material discografic de studio, intitulat Destiny's Child, de pe el fiind extras șlagărul No, No, No. Publicația AllMusic a declarat atunci că Destiny's Child nu este doar un alt album de debut al unui grup de fete, vocile lor sună minunat împreună.
Trupa a înregistrat vânzări de peste 3 milioane de exemplare în lumea întreagă, dintre care peste 1 milion de copii în Statele Unite, primind discul de platină. Mai târziu, formația a început promovarea discului The Writings on the Wall, care a devenit cel mai cunoscut album al formației Destiny's Child. De pe acesta au fost lansate hituri precum Bills, 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 și Say My Name. Ocupând locul întâi în Billboard Hot 100, câștigând totodată aprecieri la nivel global. Pentru piesa Say My Name, formația a fost recompensată și cu două premii Grammy. În anul 2001, la categoriile cea mai bună interpretare R&B a unui grup și cel mai bun cântec R&B. Pentru vânzările obținute, albumul a primit 8 discuri de platină în țara natală a formației și triplu disc de platină în Regatul Unit. Cel de-al treilea album al Destiny's Child, intitulat Survivor, a fost inspirat din perioada schimbărilor de componență. A debutat pe locul 1 în Billboard 200 cu vânzări de peste 663.000 de unități. Primul single al acestuia, Independent Woman, a devenit un succes la nivel global, ocupând cea mai importantă poziție în Billboard Hot 100 timp de 11 săptămâni consecutive și a devenit prima compoziție a formației ce obține aceeași distincție în Regatul Unit și în clasamentul mondial United World Chart. Șlagărele ce au urmat Survivor, Bootylicious, și Emotions, au ajutat la creșterea popularității albumului, el comercializându-se în peste 10 milioane de unități. În iarna anului 2001, formația a lansat un material de Crăciun, 8 Days of Christmas, care a primit un disc de aur în Statele Unite ale Americii și a fost promovat prin intermediul compoziției omonime titlului. La câteva luni distanță, după distribuirea discului This is the Remix, ce include versiuni diferite ale unor înregistrări cunoscute ale Destiny's Child, proiectele de grup au fost amânate pentru un interval de timp nedefinit, fiecare componentă începându-și propriile activități individuale pe plan artistic. Beyoncé și-a făcut debutul solo în lumea filmului prin intermediul producției Carmen, a hip-opera realizată de MTV în anul 2001. Ulterior, la mijlocul anului următor, artista a interpretat rolul lui Foxy Cleopatra în filmul Austin Powers in Goldmember. Producția a devenit un succes la nivel mondial, încasările obținute din vizionarea acesteia fiind de aproximativ 300 de milioane de dolari americani. De asemenea, Beyoncé și-a adus contribuția la coloana sonoră a filmului prin intermediul cântecului Work It Out, ce a fost extras pe disc single și a ocupat poziții fruntașe în ierarhiile muzicale din Norvegia și Regatul Unit. La scurt timp, artista a colaborat cu interpretul de muzică rap Jay-Z la compoziția O3, Bonnie and Clyde. Aceasta s-a bucurat de o campanie de promovare în urma căreia s-a situat pe locul al 4-lea în Billboard Hot 100. Știi piesa Crazy in Love, nu? Producătorul muzical Rich Harrison credea foarte mult în melodia asta, dar nu găsise artistul potrivit pentru ea. Dar iată că după o discuție cu Beyoncé, acesta a avut nevoie de doar 2 ore pentru a o finaliza întru totul, inclusiv versurile, iar rezultatul a fost spectaculos, după cum se și poate aprecia.
În 2003 a fost lansat primul album de studio al solistei, Dangerously in Love, el fiind precedat de promovarea discului single Crazy in Love, care a primit recenzii pozitive, mai ales din partea unor publicații ca Entertainment Weekly, E! Online, Blender, Pop Matter sau AllMusic. Înregistrarea s-a bucurat de succes la nivel global, fiind una dintre cele mai cunoscute piese ale sale. Compoziția a ocupat locul întâi în Billboard Hot 100 timp de 8 săptămâni consecutive și a debutat pe treapta cu numărul 1 în Billboard 200 datorită celor peste 317.000 de exemplare comercializate în primele 7 zile de la lansare. Ați auzit bine! Primele 7 zile. La nivel internațional a înregistrat un parcurs similar, comercializându-se peste 8 milioane de exemplare, dintre care 4,3 milioane au fost vândute doar în Statele Unite ale Americii. Crazy in Love a devenit un succes instantaneu, atingând prima poziție în toate clasamentele din Irlanda, Regatul Unit sau Statele Unite. De asemenea, a atins poziții de top 10 în Australia, Noua Zeelandă și în majoritatea țărilor europene. Pentru a spori popularitatea discului, au mai fost lansate alte 3 single-uri: Baby Boy, Me, Myself and I, și Naughty Girl. În timp ce primul a reușit să obțină clasări asemănătoare cu predecesorul său, cele din urmă nu s-au ridicat la nivelul celor antemenționate, deși au câștigat intrări în top 5 în Statele Unite ale Americii. Concomitent, artista a interpretat rolul lui Lily în producția Fighting Temptations, care a ocupat locul al 3-lea în Statele Unite ale Americii și a înregistrat încasări de peste 32 de milioane de dolari. În 2004 a fost nominalizată la 6 categorii la Grammy, câștigând 5 dintre ele: Best Rap Song Collaboration cu piesa Crazy in Love, Best Contemporary R&B Album cu albumul Dangerously in Love, Best R&B Song cu piesa Crazy in Love, The Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals, The Closer I Get to You, Best Female R&B Vocal Performance cu Dangerously in Love 2. De asemenea, pentru performanțele obținute de-a lungul promovării albumului Dangerously in Love, Beyoncé a primit și un Brit în același an la secțiunea Cel mai bun artist internațional. Cu toate acestea, vă vine să credeți că solista a întâmpinat dificultăți în încercarea de a-și convinge casa de discuri să lanseze albumul Dangerously in Love în stadiul în care se afla în momentul prezentării? Conform informațiilor apărute în mass media, discul a fost pe punctul de a rămâne nepromovat, artista declarând: în 2003 mi-am lansat primul album independent. De când l-am prezentat casei mele de discuri, mi-au spus că nu am niciun șlagăr pe album. Beyoncé a susținut 2 turnee pentru a crește notorietatea materialului, unul ce a avut drept scop promovarea discului în Europa, în timp ce al doilea o serie de concerte Verizon Ladies First în compania interpretelor Alicia Keys, Missy Elliott și Tamia. Deși ulterior și-a dorit să lanseze un alt album solo, aceste planuri au fost amânate de reluarea colaborării cu Destiny's Child. Single-ul ce anunța reîntoarcerea pe scenă a grupului, Lose My Breath, a fost lansat pe data de 1 noiembrie 2004. Acesta a atins locul 1 în câteva țări europene și în United World Chart și poziții de top 10 în majoritatea clasamentelor unde a figurat. Albumul de pe care face parte această melodie, Destiny Fulfilled, a primit recenzii mixte. Publicația AllMusic subliniază faptul că după începutul interesant cu Lose My Breath și Soldier, pe album se mai găsesc doar o serie de balade și melodii cu tempo
jos. The Guardian și Rolling Stone nu au fost nici ele prea încântate de album. După toate aceste întâmplări, grupul a anunțat faptul că o va lua pe drumuri separate, despărțirea având loc amiabil. La finalul carierei, formația a lansat un album Greatest Hits, intitulat Number Ones. La finele anului 2005, artista a început să ia parte la filmările peliculei Dreamgirls, fiind nevoită să se dedice proiectului timp de jumătate de an. Întrucât dorea să se ocupe integral de peliculă, Beyoncé a refuzat să înregistreze compoziții pentru cel de-al doilea album de studio. În paralel, în februarie 2006, a fost lansat filmul The Pink Panther, în care Beyoncé deține un rol secundar. Producția s-a bucurat de succes major la nivel global, încasările totalizând aproximativ 160 de milioane de dolari, în ciuda recenziilor negative. Pentru coloana sonoră a producției, artista a înregistrat două compoziții, A Woman Like Me și Check On It, care a fost extrasă pe disc single, bucurându-se de vânzări ridicate și clasându-se pe locul 1 în Billboard Hot 100 și intrând în top 10 în majoritatea clasamentelor unde a apărut. Filmul Dreamgirls a influențat conceptul următorului material discografic de studio al lui Beyoncé, Birthday, lansat în Regatul Unit pe data de 4 septembrie 2006, zi în care interpreta și-a sărbătorit cea de-a 25-a aniversare. Realizarea albumului s-a întins pe o perioadă de aproximativ 3 săptămâni, fiind realizat fără înștiințarea casei de discuri Columbia Records. În total, albumul a înregistrat vânzări de peste 7 milioane de exemplare la nivel mondial. Materialul a primit în general recenzii favorabile, în special din partea unor publicații ca AllMusic, Billboard, Blender, Entertainment Weekly sau The Guardian. Primul single, Deja Vu, a devenit un succes în Regatul Unit, chiar dacă videoclipul a fost criticat pentru o serie de teme de natură sexuală. A fost cel de-al doilea cântec al artistei ce reușește să se claseze pe prima poziție în Regatul Unit. Cântecul a primit și două nominalizări la Gala Premiilor Grammy din anul 2007 la categoriile The Best Song R&B și The Best Collaboration Rap and Song. Al treilea hit, Irreplaceable, a devenit cel mai de succes single al albumului, reușind să crească vânzările acestuia. Cântecul a devenit cel de-al patrulea single clasat pe locul 1 în Billboard Hot 100 al artistei, după Crazy in Love, Baby Boy și Check On It, staționând în vârful clasamentului timp de 10 săptămâni consecutive. Filmul Dreamgirls, la care a lucrat artista, a fost lansat în decembrie 2006 și a devenit atât un succes comercial cu încasări de 154 de milioane de dolari, cât și unul în rândul criticilor de specialitate. Pentru interpretarea sa, Beyoncé a primit două nominalizări la Globurile de Aur și a câștigat 12,5 milioane de dolari pentru prestația sa. Cântecul Listen, lansat pentru a promova coloana sonoră a filmului, a înregistrat încasări notabile și a fost numit un clasic american. Acesta a atins poziția cu numărul 61 în Billboard Hot 100 și a intrat în top 10 în 4 țări europene. La câteva luni distanță, lanțurile de magazine au început distribuirea unei ediții reeditate a materialului Birthday. Această ediție specială include o serie de compoziții necunoscute anterior, o serie de înregistrări în limba spaniolă și un duet cu Shakira, Beautiful Liar, ce a fost utilizat pentru a promova noua versiune a discului.
piesa a devenit un succes pentru ambele artiste, ajungând pe locul 1 în 32 de țări. Beautiful Liar a stabilit un record la momentul lansării, urcând 91 de trepte în clasamentul Billboard Hot 100 și poziționându-se pe locul 3. Vânzările totale ale albumului se situează între 6 și 7 milioane de exemplare la nivel mondial. Pentru aceasta, Beyoncé fiind recompensată cu un premiu Grammy în 2007. De asemenea, solista a intrat în istoria premiilor American Music Awards din anul 2007, când a devenit prima femeie din lume ce ridică trofeul special Artistul Internațional. Pentru a-și promova materialul recent lansat, artista a susținut un turneu de promovare la nivel global, realizând aproximativ 100 de spectacole, fiind lansat și un DVD adiacent, The Beyoncé Experience Live. În 2008, Beyoncé a înregistrat cântecul Just Stand Up alături de alte 14 cântărețe cunoscute, compoziție ce face parte din campania Stand Up to Cancer și a fost interpretată în cadrul evenimentului Fashion Rocks 2008. Toate profiturile strânse în urma comercializării piesei fiind donate programului. În același an, artista a colaborat cu solistul de muzică R&B Usher și cu Lil Wayne la înregistrarea Love in This Club Part 2, care a activat notabil în USA. Odată cu încheierea turneului mondial de promovare al albumului Birthday, artista a început o serie de înregistrări pentru un nou material discografic. Albumul intitulat I Am Sasha Fierce a fost lansat în Statele Unite ale Americii pe data de 18 noiembrie 2008. Pentru acest album, solista a înregistrat aproximativ 70 de cântece, dintre care a ales să includă puțin peste 15. Prin intermediul acestui material, artista și-a făcut cunoscut alter ego-ul Sasha Fierce. Materialul a debutat pe treapta cu numărul 1 în Billboard 200, înregistrând vânzări totale de peste 6 milioane de exemplare la nivel mondial. Acesta este format din piese clasate pe primul loc, precum Single Ladies Put a Ring on It, și cântecul din top 5 Hello. Alte single-uri de succes extrase de pe acest album sunt Sweet Dreams, Diva, și Ego. I Am Sasha Fierce a primit în general recenzii pozitive din partea criticilor muzicali de specialitate, fiind întâmpinat într-un mod favorabil de publicații precum Billboard, Entertainment Weekly sau Rolling Stone. If I Were a Boy și Single Ladies, primele discuri single ale albumului, au fost lansate simultan pe data de 8 octombrie 2008 la posturile de radio din Statele Unite ale Americii. Cel dintâi a ocupat prima poziție într-o serie de ierarhii europene, în timp ce al doilea a câștigat aceeași atenție în Billboard Hot 100, videoclipul său inspirând o serie de imitații și parodii, devenind în scurt timp un fenomen cultural extins la nivel mondial. Ulterior, Beyoncé a colaborat și cu Lady Gaga, cele două realizând piesa Telefon, care a devenit un succes pentru ambele interprete, ocupând prima poziție într-o serie de clasamente importante, printre care și UK Singles Chart.
La scurt timp de la lansarea discului, artista a început promovarea filmului Cadillac Records, în care ea a interpretat-o pe solista de muzică blues Etta James. Pelicula a încasat puțin peste 16 milioane de dolari, în ciuda recenziilor pozitive, iar Beyoncé a donat încasările pentru rol casei Phoenix, care se ocupa de dependenții de heroină. În aprilie 2009, în cinematografele din Statele Unite ale Americii, a început difuzarea producției Obsessed, un alt film în care Beyoncé deține un rol principal. Acesta a înregistrat încasări de peste 28,6 milioane de dolari doar în primul sfârșit de săptămână de la lansare, debutând pe locul 1 în Statele Unite ale Americii. La premiile Grammy din anul 2010, solista a primit 10 nominalizări, situându-se în fruntea listei interpreților cu cele mai multe menționări în toate categoriile afișate. În final, Beyoncé a ridicat un total de 6 statuete, stabilind și un record pentru cele mai multe distincții Grammy câștigate de o femeie într-un singur an, egalat de Adele în 2012. Pe data de 21 aprilie 2011 este lansată piesa Run the World Girls, ca primul single al celui de-al patrulea album de studio al artistei. Piesa primește recenzii mixte, fiind considerată divergentă față de stilul muzical anterior și devine un hit relativ în Europa, activând dezamăgitor în Statele Unite ale Americii, unde nu se clasează în primele 20 de piese ale clasamentului național. Pe 13 decembrie 2013, Beyoncé și-a lansat în mod neașteptat cel de-al cincilea album de studio omonim pe iTunes, fără niciun fel de anunț sau promovare prealabilă. Albumul a debutat în topul Billboard 200, fiind al cincilea album consecutiv numărul 1 în America și a fost promovat prin turneul The Mrs. Carter Show World Tour. Cele mai cunoscute piese de pe album sunt Drunk in Love alături de Jay-Z, Drunk in Love, we be all night, și Pretty Hurts. Pe 23 aprilie 2016, Beyoncé a lansat albumul Lemonade, care a debutat pe primul loc în clasamentul US Billboard 200. Pentru a promova albumul, artista a pornit din nou într-un turneu intitulat Formation World Tour, care a fost unul dintre cele mai mari și mai impresionante turnee ale ei. Turneul a avut loc în America de Nord și Europa și a fost caracterizat prin producție elaborată, coreografii complexe și mesaje puternice de activism și empatie. În 2019 a jucat în filmul Regele Leu, unde a dublat-o pe Nala, și a mai lansat un album cu această ocazie intitulat The Lion King – The Gift. Dacă ai văzut filmul Lion King, vei recunoaște piesa Spirit de pe acest album. Trying to keep your head up high, while you're troubling. După o pauză, în 2022 s-a întors cu un album de studio intitulat Renaissance. Acesta a devenit al 7-lea ei album consecutiv care a ajuns pe primul loc în clasamentul Billboard 200. În 2023 știm cu toții că a avut cel mai mare turneu din Europa cu numele acestui album. Turneul a fost de un succes remarcabil, înregistrând încasări de... Sunteți gata? 579 de milioane de dolari. Renaissance a fost declarat cel mai bine promovat și vândut turneu al artistei, iar momentele din concerte au ajuns virale pe social media în timp record. Cea mai recentă lansare a artistei de la finalul lunii martie este primul său album country, Cowboy Carter, în care artista își îmbrățișează originile. Piesa de pe acest album, Texas Hold'em, se bucură de un succes remarcabil pe internet, fiind apreciată, dansată și distribuită de milioane de utilizatori. Hey!
Entertainment Weekly relatează. Beyoncé este un sistem de furtună deghizat într-o cântăreață. Va trebui să cauți în lung și în lat, cel mai probabil în sălile de la Metropolitan Opera, să găsești un vocalist care cântă cu mai multă forță pură. Nimeni, nici R. Kelly, nici Usher, asta ca să nu mai spunem nimic despre divele pop cu care rivalizează, nu poate egala geniul lui Beyoncé. Cântăreața este cunoscută ca fiind una dintre cele mai vivace staruri de pe scenă. Este una dintre personalitățile care au făcut din a dansa și a cânta live un trend pe care tot mai multe vedete îl adoptă. Ea se remarcă prin libertate în mișcare și o energie explozivă pentru care este cunoscută. Ținutele colorate cu paiete și rochile elegante de la finalul concertelor sunt caracteristica principală a prezenței scenice a lui Beyoncé. Coreografiile sunt extrem de complexe, dinamice și creative, oscilând între mișcări arhicunoscute și concepte noi. La prezența sa scenică contribuie și grupul de dansatori care prin mișcarea în tandem cu cântăreața oferă o imagine fabuloasă și un show în care se cunosc sutele sau chiar miile de ore de muncă depuse. De asemenea, artista este și coproducătoarea unui număr semnificativ de înregistrări aflate în repertoriul său. Mai mult decât atât, Beyoncé este considerată textieră încă din perioada Destiny's Child, din 1990 și până în prezent. Pentru acest lucru, în anul 2001, ea a fost recompensată cu distincția Textierul de muzică pop al anului, devenind prima femeie de origine afro-americană ce primește acest trofeu. Dacă ești curios ce idol are un idol, Beyoncé a numit o mulțime de cântăreți care i-au influențat cariera. Ea a crescut cu muzica lui Anita Baker și Luther Vandross, cu ultimul colaborând mai târziu. Ea îi citează ca influențe pe Whitney Houston, Janet Jackson, Michael Jackson, Prince, Diana Ross, Donna Summer și Tina Turner, cu cea din urmă performând la cea de-a 50-a ediție a premiilor Grammy. Beyoncé a concertat chiar și în România, în cadrul turneului mondial de promovare al albumului Birthday, The Beyoncé Experience. Concertul a avut loc pe data de 22 octombrie 2007 și a fost susținut la Cluj-Napoca, în fața a peste 13.000 de persoane, pe stadionul municipal Ion Moina. În 2005, Beyoncé împreună cu mama sa Tina au realizat o linie de haine numind-o House of Their Own. Numele reprezintă un tribut la adresa bunicii sale, Agnes Their Own. Mama sa spune că linia vestimentară reflectă perfect stilul și gusturile fiicei sale Beyoncé. La începutul anului 2008 au lansat Beyoncé Fashion Diva, un joc pentru telefoane mobile. Deși este alergică la parfumuri, Beyoncé și-a lansat 3 parfumuri proprii, care s-au bucurat de un real succes comercial. Se implică foarte activ și în caritate. De exemplu, Beyoncé a susținut cauze legate de egalitatea de gen, educație și ajutor în caz de dezastre. A donat către organizații precum NAACP, Feeding America și Fundația Sean Carter, care acordă burse de studiu tinerilor defavorizați. Beyoncé a fost de asemenea vocală cu privire la probleme precum violența domestică și a folosit platforma sa pentru a pleda în favoarea supraviețuitorilor. După experiența maternității, a creat un vizual al albumului Partition în care este îmbrăcată sumar, cu scopul de a puncta că există viață și după naștere și că femeile își pot recăpăta formele deținute odinioară dacă își îndreaptă energia spre asta și lucrează în acest sens. Prin muzica sa, spectacolele și declarațiile publice, a crescut gradul de conștientizare despre aceste probleme importante. Cu performanțele sale hipnotizante care lasă publicul în extaz și hiturile sale care domină posturile de radio, Beyoncé a redefinit cu adevărat ceea ce înseamnă să fii un icon în industria muzicală.
Cu vocea sa puternică, prezența sa energică pe scenă și etica sa de muncă de neegalat, a stabilit un standard înalt pentru artiștii aspiranți din întreaga lume. Ea este mai mult decât o simplă vedetă pop, este un fenomen cultural și un pionier al valorilor și o sursă de inspirație pentru milioane de oameni. Aici se încheie discuția noastră despre Regina B. Eu am fost Irena, mulțumesc că ai fost astăzi alături de mine, iar dacă ți-a plăcut acest video, lasă-ne un like și un comentariu în care să ne spui despre ce artiști vrei să mai vorbim. Abonează-te la canalul nostru pentru a fi primul care află când postăm conținut nou. De asemenea, urmărește-ne și pe TikTok, Facebook, Instagram, unde postăm conținut util în fiecare zi. Și te așteptăm la Music Tech School. Hai și tu, pe data viitoare! Music Tech School.